articolul 133 alineatul 1, litera A, articolul 134 alineatul 1, litera A, articolul 196 alineatul 1, litera B, din codul administrativ, și are dispoziții primarul Comunei Ardioane, numărul 161/1350, a fost invitat să participe la lucrările ședinței ordinare de astăzi. Din cei 11 consilieri locali sunt prezenți toți. Deci ședința este legală constituită și poate începe lucrările. Acum, văd în vedere prevederea articolului 18, articolul 15, privind codul administrativ, supus spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Deci procesul verbal a fost adoptat în mă rog pe domnul președinte de dată, să vă ia comisarea lucrurilor de excedează. Mulțumesc pentru crederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședințe conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de candidați propuși în comisie de selecție ADIM spre a fi mandatat de AGA CRAP în Consiliul de Administrație a SECE CRAP de Sabarco, inițiator primat Victor de Comă. Proiectul de hotărâre este înscris de raport cu compartimentul de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care revizează cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special de reprezentantul de gama unității administrative teritoriale, Comun Ardeoan, pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă S.A. Bacău, din 6-11-2023, inițiator primar Victor de Acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raport cu compartimentul de specialitate și referează de aprobare al primarului, comisia care analizează cele trei comisii. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comun Ardeoan în AGA, Asociația de Dezvoltare a Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale ședinței AGA ADIP, din data de 6-11-2023, inițiator primar Victor de Acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează cele trei comisii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției a proiectului bugetului de venituri și cheltuieri pentru semestrul 3 al anului 2023, conform contului de execuție al bugetului local la data de 30-9-2023, inițiator primar Victor de Acum. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează, comisia numărul 1. 5. Diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre introduse pe ordinea de zi. Da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP pentru anul 2023. Inițiator primar Victor de Acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raport de compartimentate și specialitate și referatul aprobarea primarului. Comisia care vizează, comisia numărul 1. 2. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz distribuire în favoarea SC del Gaz Grip S.A. suprafață de 1 metru pătrat, reprezentând terenul ocupat de un stâlp de beton tip SC 15014, care va fi amplasat pe domeniul public în intersecția DJ 117 cu drumul comunal ce face legătură cu localitatea Dealul Palii, Comuna Ardeoan, județul Bacău, inițiator primar Victor de Acum. Proiectul de hotărâre este susținut de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 2. 3. Adresa primăriei Comunii Podul cu numărul 6549 din 18-10-2023, prin care solicită un număr de 6 grinzi din beton cu titlul gratuit în vederea consolidării de maluri pe raza Comunii Poduri. Supun pe aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de candidați propuși de Comisia de Selecție ADIP pe a fi mandatați de AGA CRAP în Consiliul de Administrație al SC CRAP S.A. Bacău. Avize. Comisia numărul 1. Domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Domnul Cosmin Remus. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Domnul Deacon Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar, dar s-a discus. S-a făcut discuția și dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dorește.
Supun la vot proiectul de hotărâre fără amenajat de executiv. Proiectul numărul 2. Nu, nu, dar votează. Supune la vot. Cine este? Cine este pentru? Cine este împotrivă, să abțineți. Trece la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, Comuna Argan pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Căvisa din 6-11-2023. Avizie. Comisia numărul 1. Domnul Moise Părmen. Comisia numărul 2. Domnul Pădurară Lemos. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Domnul Deacolo Neculai. Aviz favorabil. Tot la fel s-a discutat în ședință. Pun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentat de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, Comuna Argan, Argan, Societatea de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale ședinței Argan Adip, din data de 6-11-2023. Comisia numărul 1, domnul Moise Păzmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Pădurară Lemos. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Deacon Neculai. Aviz favorabil. La fel s-a discutat în comisie. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentat de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2023 conform contului de execuție al bugetului local la 30.09.2023. Aviz. Comisia numărul 1, domnul Moise Păzmin. Aviz favorabil. La fel s-a discutat în comisie. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adip pentru anul 2023. Aviz. Comisia numărul 1, domnul Cosmin, mai se pune? Aviz favorabil. Asta s-a discutat pe mașină. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitude în favoarea SCD Gaz Vitesa în suprafață de 1 metru pătrat reprezentând terenul ocupat de un stâlp de teritoriu tip SC 15014 care va fi încasat pe domeniul public în intersecția de 117 cu drumul comunal se face legătură cu societatea de aluarii Comuna Ardeal de Bacău. Comisia 2, domnul Pădurară Lemos. Aveți favorabil. Până la fel s-a discutat în ședință, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dar se atinge cineva. 7. Adresa primăriei Comunei Poduri cu numărul 6649-18-10-2023, prin care solicită un număr de 6 grinzi din beton cu titlu gratuit în vederea consolidării de numărul pe raza Comunei Poduri. Diverse. Dacă cineva vrea să se scrie la cuvântul. Fiind acuzate de probleme de ordine de zi, declară închis lucrările ședinței.